Întâmplarea a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în zona de abrupt a mănăstirii Cetățuia. Bărbatul în vârstă de 43 de ani ar fi vrut să doboare un copac, moment în care a căzut de la o înălțime considerabilă printre stânci, neavând nicio șansă de supraviețuire. Au fost anunțate autoritățile, iar pentru recuperarea trupului neînsuflețit a fost nevoie de intervenția reprezentanților de la Salvamont Câmpulung. Fiind vorba despre o zonă greu accesibilă, intervenția a fost una extrem de anevoioasă pentru salvatori. A fost solicitată patrula din baza Voina, iar au mai intervenit alți 5 salvatori montani. Hai la 2-3, știu cum pe aia trec eu. Ați văzut? Trupul neînsuflețit a fost predat reprezentanților Institutului de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. A fost deschis un dosar de cercetare penală, verificările fiind efectuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung.